Selime și Selimeși. Era la ei, parcă? Încă era. Case, atunci, parcă era. După aia a plecat. Da. Și avea echipă bună. Era frații Pană, aia. Da. Costel și Marian Pană. Costel și Marian. Vera Moldovan, nu știu dacă era. Nu, ăla nu era Vera Moldovan. Era Ceaușilă ăla în față. Da, 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 echipă bună. Echipă bună, mă, nene. Hâldan, Florentin Petre. Generația lor care începeau să ajungă la echipa mare. Cezar Dinu. Toți ăștia. Așa. Bun, da. În fine. Mă schimb și pe bancă acolo, dă-i, nu știu ce. La un moment dat, la pauză, 1-1 scor. Ia treci mă puștere la încălzire. Cine se încălzea? Eu? Cine era? Florentin Petre? Că nu jucase atunci. Nu-l băgase titular. Era mic. Era mic. Și încă 2-3 juniori, în fine. Schimbă Florentin Petre și mă bagă și pe mine. Pe cine, în locul cui intru eu, în locul lui Lică. Adică și ca titular. Da, da, da. Îl întreabă Moraru Țețe, mi-aduc aminte că mi-a zis, știe. Știe, mă, și ăsta ceva sau joacă numele? Adică, vezi, Doamne, eram fratele lui Ilie și da, da, îți dai da, seama. Da, da. Și Lică i-a zis. Da, că vezi acum, dacă știe și el ceva. Și tăi, nu știu ce, la prima atingere, eram jucat stânga, mă băgat. Ce joci, mă, puștere, ce-ți place ție? Ce nu mai zice, n-ai oameni, joc, vârf, ce vrei, zic, mijlocaș, nu mă deranjează. Te bag mijlocaș, mă. Bine, bam, mă băgă mijlocaș, scoate pălică și intru eu. La prima atingere, mi-aduc aminte, Mihali, dă unul, îi dă pasă, nu știu cine îi dă, Mihali și o face el pe stânga așa și dă pasă ăsta, Mihali cu stânga, eram cu spatele la poartă, o las să mă întorc să curgă, o las mingea să curgă, nu știu ce. Vine unul, mă fac că plec în tușă, îl fac în centru odată, mai vin încă unul, mai fac, spun că unul odată și mi-o fac puțin, mai împins așa, două mingea așa în față. Ne-am dat unul ăla, la vreo 20 de metri, 30 de metri, nu știu cât era. Direct în vincul s-a dus, îți dai seama. 2-1, aia nu știa cine sunt, îți dai seama. Da, da, da. Era stadionul plin, nu știam ce. Era ministru atunci, Dor Ioan Tărăcilă, erau cu ei, îți dai seama. S-a ocupat de echipă, aveau ministerul în spate. Și puștea asta mâncat, de unde a apărut ăsta? Tata era în tribună, să-l ierte, tata era acolo de toate meciurile mele, îți dai seama. Cu Sică Pușcoc era, știi? Și cu impresarul lângă acolo, dacă... Și spune, Bogdan Dumitrescu, e fratele lui Ilie, a venit de la Steaua. Ce, mă, de unde e puștul ăsta, că îl vrem cu tare, înțelegi? Era liber atunci, îți dai seama. Liber că eram vacanța aia, terminase junioratul, practic. Dar aveam 5 ani, de-aia spune, găsește-ți echipă, gen, cum ar veni, înțelegi? Semnasem pe 5 ani, că așa semna. Înțelegi? De la juniorat semnezi, de la 13-14 ani te pune semnezi? Da. 3 sau 5 ani, nu mai știu exact. Da, până făceai 18 ani, practic. Exact, da. La 18 ani, da. Și a fost pe meciul ăla. La a doua fază, dau gol, 2-1. Nu știa lumea, zice, m-am spus, cine este, de unde a apărut ăsta? Că nu eram, din primul, nici antrenament nu făcusem, direct meci. Da, da. Bam, nu știu ce, pasă la mijloc, Hâldan, îi dau pasă lui Florentin Petre, dă lui Hâldan pe dreapta, urcă el, băi, și două centrale, Chirin Ghionan, dă gol în viața mea din plonjon, de te anunț, adică niciodată. Ceaușilă, băi, eram pus, nu știu cum s-a pus el în fața acolo, băi, am trecut prin el cu capul, i-am dat una, când i-am dat din plonjon, dau gol cu capul din plonjon, băi, băiatule. 3-1. Senzație. Mamă, îți dai seama. 3-1, moare așa meciul. Bam, să închide meciul. Dacă era Giovanni atunci cu casetele lui, dacă făcea o casetă de acolo, cred că ajungeai pe la Valencia. Nu știu de pe unde, dar oricum, în fine. După care, meci. Bam, îți dai seama, dar tot sus, meci. Cum ar trebui, unde a apărut ăsta, băi, nene, că ăsta nu era, nu știu ce, în fine. Gata. A coborătorul de antărăcie după meci. Mi-a dat noroc. Ce faci, puștule? Bravo, tare, vezi că ești a nostru. Da, cum să nu? Fără probleme, nu am nicio treabă. Dai seama, Ilie nu vise la meci, era în țară atunci, era în București. Nu se transferase încă. Încă, păi, hai să spun, atunci a fost, da. Câteva zile se transfera după meci. Dar eu totuși insist pe treaba asta. Și îți spună și eu o întrebare. Deci Steaua te-a avut în curte, da? Da. Ai făcut 18 ani. Nu mă calea nici Alexandre Scola pe mine, să-l ierte. Nu mă calea. Aici vreau să ajung. Păi să-ți explic. Dar acum. Și tu, în perioada asta, erai 100% profesionist cât ai fost așa? Da, sau nu, până nu. La... De atunci m-a lăsat de scârbă. Din cauza asta. Asta vreau să-ți spun. Ai făcut niște probleme? Nu, nu. A fost în cantonament, a fugit de la Forban. Nu există așa ceva, nu, nu.
Deci n-a aveam... fost o problemă, bă, nu, că are o... Unde, nu, nu există, niciodată n-am, adică să am de-astea, să fug din cantonament, nu există așa ceva, nu. Când era vorba de pregătire... Asta zic, adică tu la juniori ai fost ok, nu? Foarte ok. În afară de poveștile astea copilărești, că la Forban ai și un Nu, asta era altceva, da, nu. Înțelegi ce vreau să spun. Nu, altceva. Păi ia să-ți explic, după meci s-a strâns toată echipa acolo, s-a ridicat Mihai în picioare. Bă, nu vă e rușine, mă, a venit copilul ăsta să ne scoată din Ahan, nu vă e rușine, mă, copilul ăsta unde? Bă, nu vă e rușine, îți dai seama, păi era Mihai... Șeful. Era șef, tata, era în prunea el, îți dai seama. Nu vă e rușine, mă, bă, țipa acolo în cabină, mă, simțeam, eu am copil, îți dai seama, 18 ani. Bă, nu vă e rușine, mă, să va veni copilul ăsta să, ne, să bată, să ne scoată din Ahan, mă, dai seama, tata. Ok, mâine intram în bam. Și când mă s-a dat sunat Ilie pe ăla, stea, mă întâlnesc cu Ilie seara, știi, eram în vacanță toți. Mă sună, Sică, haide mă, diseară ieșim la masă, ieșim la masă cu tare. Sică, să spunem, Sică Pușcoș, Sică care Pușcoș, a fost ulterior și impresarul da. Lui Ilie Lugescu. Da, atunci, da, el era, da. I-a potezat băiatul lui Ilie, și Naș, da. Și, stai seama, seara am ieșit, domne, bravo, felicitări, nu știu ce. Și când m-am dus la Steaua să vorbească, să-mi dea transferul. Trebuia acordul de la Steaua, deci chiar dacă nu puteam, nu puteam, da. Hai să ne dea pe Tararachi și pe Cezardinu și te dăm. Pe Tararachi și pe Cezardinu la schimb. Tata și mi-a zis asta, că el a fost la discuție în cap acolo. Și... stai seama, cum să-ți dea mă ție pe Tararachi lui Alexandrescu? Nu mă halea deloc ăla. Cum să-ți dea mă ție pe Tararachi și pe Cezardinu? Adică avea legătură cu fratii tu sau ceva? Cred, pe Ilie atunci plecase. Era pe atunci, înțelegi tu? Era la revedere, da. Ilie plecase de la Steaua, semnase deja cu... chiar în perioada atunci cu Tottenham, a venit pe Mondial, a venit Ardiles a doua zi la club la ei și devie subiectul și le-a spus să-l vrea pe numărul 11 de la România. Și au venit oamenii chitiți direct pe el, știi? Cu toate că avea mai multe oferte în ea atunci. Și a plecat, a semnat. Ce oferte mai avea? Avea de la... Mă, din chiar Italia. Sunt curios în perioada asta, pentru că știi că în din fiecare Italia an... Avea, din Germania avea... Fiecare vară se vorbea din 95. Pleacă Ilie, pleacă Ilie, fiecare an. Păi, erau... Ilie mi-aduc aminte, a avut... Asta 4 ani ăștia la Steaua, când a fost... Ilie a avut oferte de la Eichhoffen în 90, pe amiciu cu Eichhoffen. Dacă fusese și la campionatul mondial în Italia. Da, vezi, a avut oferte, dar nu i-a dat drumul Steaua. Au ținut la bani, nu au ținut la preț. Dan Petrescu vrea să-l ia. Era la Gheres, fundaș dreapta, la Eichhoffen și Ellerman, mijlocaș. În locul ăștia doi, că erau mai în vârstă și vrea să-l ia pe Petrescu și pe Ilie. Și nu i-a dat voie Steaua, nu i-a dat voie. N-avea cum să plece. Au ținut la bani oarecum. Îți dai seama, n-avea cum. Și că a fost o discuție atunci tot timpul, în fiecare vară să... Eu mă duceam, mă rog, am fost stelistul ăla vechi. Da, știu că tu erai cu... Și mă duceam la antrenament atunci și vorbeam, că de-aia știu și de tine, că toată lumea spunea, a, pleacă Ilie, o să vină fratele lui. Mă, câteva antrenamente, da, în fine, și atunci... tot timpul era în fiecare vară să discuta, unde pleacă Ilie. Că a dus campanii de calificare atunci, dacă ți-aduce aminte. Ei, la toată campania, pentru mondialul din 94. Belgia și cu alea, a făcut niște meciuri fabuloase. Cipru, două goluri. Final, după aia, la Cardiff, cine a... Da, în fine, da, a avut... Și de asta n-am înțeles tot timpul chestia asta și chiar eram curios și ca suporter, de ce nu... Și în fine, ai... atunci, ca să revin asta cu Steaua cu mine, nu mi-a dat voie seara după să-i dea pe Tararache și pe ăla și îți dăm ție drum. Îți dai seama că nu puteai să fac asta în vecea mine.